Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată avem doar o singură variantă de răspuns. Dar haideți să vedem ce au pregătit cărțile pentru voi de această dată. Păi, în primul rând, aici putem spune destul de clar, din câte se vede în cărți, că această persoană, în această perioadă, se poartă destul de rece cu voi. Alteori, această persoană dă dovadă de un comportament destul de debordant. Este bine în această situație ca voi să vă păstrați mintea destul de limpede, pentru că trebuie să analizați, de fapt, reacțiile acestei persoane. Când sunt, cum sunt, de ce sunt. Pentru că această persoană, în unele situații, pur și simplu este comportamentul său așa. Dar în alte situații, acest comportament îl are cu anumite intenții. În spatele acestui comportament se ascund anumite gânduri, intenții ale acestei persoane față de voi. În sensul că se poate întâmpla că dacă se poartă mai rece, a văzut că voi mergeți înspre el și îl luați în brațe. Dacă se poartă mai nu știu cum, a văzut că voi aveți un, nu că neapărat aveți voi un alt comportament, dar așa i s-a părut. Și atunci, bineînțeles că vede cum poate să vă atragă mai mult. Poate că voi i-ați spus într-o anumită perioadă, uite, luna asta nu te mai ajut cu bani pentru că vreau să fac și eu pentru mine ceva, da? Și atunci a zis, a, da, ok, atunci hai să mă fac mai supărat, hai să mă por mai rece, hai să fac, nu știu, alte lucruri pentru ca să vină înapoi spre mine. Pentru că această persoană a văzut că voi îl iubiți sau o iubiți foarte mult și atunci încearcă să profite de această iubire pe care voi i-o purtați. Se poate întâmpla, în unele situații, poate chiar voi să fiți mai gelos sau geloase, însă această persoană consideră că gelozia voastră nu este una adevărată sau nu este, cum să spun, nu este una, că nu aveți dreptate să fiți geloși sau geloase. Cu toate că este destul de clar această situație, pentru că această persoană comunică destul de mult, din punctul meu de vedere, pe rețelele de socializare. Aici văd că avem inițiala C, inițiala D, inițiala B, inițiala Z, inițiala R, avem chiar și Y, da? Deci sunt destul de multe inițiale și predomină destul de mult zodiile de aer și zodiile de foc. Dar bineînțeles că pot fi și alte zodii. Hai să vedem alte intenții ale acestei persoane față de voi. Păi voi sunteți niște femei foarte intuitive, sunteți niște persoane frumoase, atât la interior și, cât și la exterior, chiar dacă poate sunteți un pic mai robuste, chiar dacă poate, nu știu, inclusiv unele se poate întâmpla să aveți un defect, poate din naștere sau poate că o operație sau ceva de acest gen, dar în principiu sunteți persoane care atrageți de mult, destul de mult persoanele de sex opus dacă vă propuneți acest lucru. Pentru că aveți, cum se spune, carisma voastră. Da? Această persoană încearcă să fie destul de arogantă cu voi, încearcă să
fie acea persoană care, când nu-i convine ceva, vă întoarce spatele. Din această persoană, în cazul în care acum nu comunicați, să știți că veți comunica foarte curând cu această persoană, pentru că are intenții de a comunica cu voi. Are intenții de a se întoarce la voi. Însă, ideea este că în momentul în care vine, vine cu un aer din acela destul de arogant, destul de debordant, în care spune ori faci așa cum îți zic eu, ori aici se termină totul. Și voi, cumva, ca și cum, voi trebuie să luați atunci pe loc o hotărâre și să spuneți da, te vreau înapoi sau nu, nu te vreau înapoi. Da? Deci trebuie să fiți foarte atente din punctul ăsta de vedere, pentru că este acel gen de persoană care vine cu niște manipulări la adresa voastră. Știe cum să vă manipuleze, știe cum să vă șantajeze, știe cât de mult țineți la el și atunci încearcă prin lucrurile acestea să vă facă să cedați destul de ușor. Bun, dar hai să vedem și alte intenții ale persoanei. Văd că voi oferiți foarte multă iubire. Această persoană e posibil să fie la distanță față de voi. Dar problema aici nu este numai distanța. Problema este că această persoană, din punctul meu de vedere, comunică și cu alte persoane și cumva e destul de clar că s-a mai răcit față de voi. Voi încercați totuși să mergeți spre această persoană, să-i oferiți dragostea voastră, să-i oferiți încrederea voastră, să-i oferiți iubirea voastră, însă această persoană este atât de egoist sau egoistă, încât tot el se gândește dacă să continue sau să nu continue această relație cu voi. Din punctul meu de vedere, o va continua pentru că voi sunteți persoana care îi oferiți libertate. Voi sunteți persoana care îi oferiți iubirea de care are nevoie. Așa cum spune și această carte, dragostea dintre voi doi sau relația dintre voi doi durează de foarte mult timp. Nu este o relație care a început acum. Nu este o relație în care să nu vă cunoașteți. Aici sunt situații în care spuneți ceva de genul păi îl primesc de fiecare dată înapoi pentru că, tocmai pentru că îl cunosc și știu ce face, știu ce gândește, știu cum procedează. Și de ce să merg să caut pe altcineva care nu știu dacă este la fel ca el sau nu, sau poate că este la fel și atunci ce am rezolvat. Aici e clar că fiecare dintre voi vă complaceți în situația pe care voi vă creați. Această persoană își apără propriile interese, își apără ceea ce are de apărat. Este o persoană, pot să spun chiar egoistă, din anumite puncte de vedere față de voi. Sentimente față de voi are, nu se pune problema că nu are sentimente față de voi, dar nu sunt acele sentimente atât de profunde încât să zică da, rămân doar cu această femeie și nu mai caut în altă parte și nu mai vorbesc cu alte persoane și nu mai fac anumite lucruri, am greșit până acum, dar acum gata, nu mai fac lucrurile astea. Nu, această persoană face aceleași greșeli în continuare, indiferent cât... cât vă promite că nu va mai face sau că s-a cumințit sau ceva de acest gen. Nu, este o persoană care este destul de egoistă și face lucrurile în interes propriu. Hai să vedem alte lucruri, alte intenții ale acestei persoane față de voi. Păi din câte văd aici, această persoană nu este că face lucrurile cumva diferit. Intențiile sale sunt aceleași care au fost și până acum. Nu văd să facă pași în plus, ci din contră văd că stagnează sau poate că față de voi dă un pas înapoi. Iar voi rămâneți
destul de într-o situație din asta în care suferiți foarte mult, veți fi foarte stresată în continuare și chiar vă veți simți cu nervii la pământ. Aici, în această situație, indiferent de cât așteptați ca această persoană să-și schimbe intențiile în față de voi, indiferent cât așteptați ca această persoană să facă anumiți pași în plus față de voi, pentru că voi îi oferiți iubire, voi îi oferiți, nu știu, ce-i mai oferiți voi, da, poate că în unele situații i-ați oferit și un copil, dar această persoană trebuie să țineți cont că nu ține cont de tot ceea ce îi oferiți voi, ci ține cont de plăcerile sale personale, de interesele sale personale. Această persoană, atâta timp cât se simte bine, nu se gândește că acasă este așteptat de o soție iubită și așa mai departe. Se gândește doar, ok, las-o că mă așteaptă, dacă nu mă duc astăzi, nu-i nicio problemă că mă primește și mâine și ceva de genul gândește această persoană. Și atunci, din acest motiv, nici nu are de ce să-și schimbe intențiile față de voi. Aici voi trebuie să fiți un pic mai hotărâte în ceea ce vă doriți și să, nu neapărat că să-l schimbați, nu, puteți merge cu el în continuare, dar cred că aici trebuie să schimbați voi puțin modul de abordare față de această persoană. Și atunci lucrurile se mai schimbă. Dar atâta timp cât această persoană s-a obișnuit cu un anumit comportament cu voi, da, pe care voi îl aveți față de el sau de ea, e clar că nu-și schimbă intențiile față de voi pentru că îi place situația în care se află. Dar aici nu văd, dacă e vorba de o despărțire definitivă, să știți că nu este despărțire definitivă, chiar dacă poate acum sunteți separat, această persoană vă va căuta din nou. Dar, bineînțeles, totul depinde de modul vostru de abordare. Cărțile vă pot sfătui, dar viața, destinul, vi le faceți voi singuri. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!